acum a început. This is a man's world. M-a luat instant. But it wouldn't be nothing. It wouldn't be nothing without a woman or a girl. Wow, e super. Man makes the cars to take us over the road. And man makes the trains carry the heavy load. Man makes the electric lights to take us out of the dark. And man makes boat for the water like Noah made the ark. To mess for most. Yes. Bravo. Yeah, yeah. Din, a fost o mare bucurie să te ascult. Mulțumesc frumos. Thank you. De mic am studiat acest gen muzical. Nu știam că există un profesor care a venit în România să predea gospel. Pentru mine, profesorul, ca să zic așa, era internetul sau când eram mică, primeam casete de la străini care veneau și, uite, cadou, o casetă cu muzică gospel. Și să știi că visul meu a fost să merg în America, într-o biserică, să văd cultura asta, să învăț să cânt în felul ăsta. Am, ce n-ai zis, Mandra? Dacă nu s-a putut, am zis, ok. I can help you with that. I can help you with that. I teach gospel, so yeah. Deja știu ceva despre gospel. Come see us in Russia, sir. We'll show you some gospel. Gata. Poate vom cânta, mi-ar face mare plăcere. O să las deoparte dragostea mea pentru gospel pentru câteva minute și o să o rog pe Alexandra să-și pună părerea despre performanța ta. Ai fost excepțional, mi-a ajuns la suflet. Eu am trăit câțiva ani în America, unde am avut ocazia să ascult genul ăsta de muzică. Unde? Și în Los Angeles. Da. Și îmi place, este super, super emoționant. Uite, cum spui tu, Andra, mereu, piele de găină. Asta am simțit și eu. Ați mi-am promut, nu știu dacă se ia, dar am simțit acest fior. Mulțumesc. Ai transmis asta. Mulțumesc. Și felicitări, ce pot să-ți spun. Oh, thank you. Thank you. E foarte simplu, pentru că n-am simțit nicio clipă că tu vrei să ne arăți nouă ceva sau că vrei să ne demonstrezi ceva. Tu ai transmis ceea ce simți tu. E simplu când simți muzica. Nu trebuie să o mai cânți. Doar traduci ce simți și asta e tot. Mulțumesc frumos. Thank you. Thank you.
Din... Din fericire. Din fericire, din... Vreau să le transmit celor care, elevilor tăi din Reșița, care te-au îndrumat să vii, să le mulțumesc că au făcut-o și să le transmit că este o mare bucurie ca un astfel de profesor să vină și să predea gospelul de acolo, de la el, să de la mama lui, de acasă. Etapa următoare ca un polidin. Așa că te așteptăm cu mare drag în etapa următoare cu 4 de da. Și cu nerăbdare să mai ascultăm gospel. Bravo. Mulțumesc! Noi mulțumim frumos, Dean! Îți dai seama că în curând se va vorbi despre vestita școală de gospel din Reșița? Eu doar la asta mă gândesc. Mi se pare tare, mă.